Bună, prieteni, întoarcem aici pe canalul de YouTube. Eu sunt Enver și vă prezint un nou episod din această istorie minunată cu FCSB. Astăzi mergem la Gloria Buzău pentru un meci de Superliga, un meci tare între echipa de pe prima poziție și echipa de pe locul 15. Au strâns și ei puncte, nu sunt atât de buni în afara Buzăului, dar pe teren propriu au făcut meciuri extraordinare, au câștigat echipe importante, cum ar fi Rapidul, Dinamo, prieteni. Așa că se anunță a fi un meci nu tocmai e ușor, se anunță a fi un meci dificil. De fapt, fiecare partidă din această ediție de Superliga este destul de complicat, campionatul este strâns și cu atât este mai palpitant, mai interesant, prieteni. Dați să mergem la Buzău să vedem cum putem să ne descurcăm cu această echipă importantă. Bine, importantă prin prisma faptului că abia a intrat în Superliga, dar a bătut echipei bune ale campionatului nostru. Iar apoi avem meciul de cupă, un nou episod, un nou derby, așa cum ne place nouă, împotriva celor de la Rapid București, prieteni. Să vedem echipa de start al Gloria Buzău. Încep cu Greab în poartă, Sălăceanu, Dobrosalivovici, are un nume destul de complicat acest fundaș. Turda și Cirani sunt cei de pe fund, Ahmatov și Cangia la mijloc. Flangurile este Ișvan și Dumitru, Budescu număr 10, iar Ricardo Mateos este atacantul în seara aceasta. Aceasta este componența aleasă de antrenorul celor de la Gloria Buzău. Să vedem și invers cum va răspunde acestei opțiuni tactice alese de cei de la Buzău. Invers o să joace cu Târnovan în poartă, Kiki Daua, Popescu și Pantea. La mijloc este Ejumal Hasan și Tănase, iar în atacă Florinel Coman, Bârligea și Musi, prieteni. O să-l schimbăm pe Zima în poartă. De mult nu a apărat portarul nostru, care l-am cumpărat în acest an. Așa că Zima va fi cel care va apăra poarta noastră în această seară, sperăm să o țină incertă. Și voi, dacă vă place aceste episoade, prieteni, dacă vă place cum gestionăm pe acest canal cu echipa noastră FCSB, dați un like, apreciați munca noastră și susțineți-o printr-un subscribe. Abonați-vă la canalul nostru, prieteni, și nu ratați noile episoade ce urmează. De aceea apăsați clopoțelul pentru a fi primii care le vor viziona. Se începe bătălia de la Buzău. Iată că spectatorii vin într-un număr foarte mare aici. Echipa este iubită, chiar dacă sunt abia intrați în Superliga, fac furori, o arenă modestă, totuși au o capacitate de 8.000 de locuri, dar cel mai important este sold out în această seară. Toți buzoienii vor să vadă meci puternic aici, un meci spectacol și sper să plece satisfăcuți după această partidă. S-a început, Tănase aici atacă cu prima fază. Tănase recuperează, pasă la Bârligea, Daniel Bârligea direct pe Musi. Musi centrează la Tănase, foarte aproape să-și facă o preluare bună, dar a ratat în cele din urmă. Acum Budescu pasă la Gheorghe, continuă cu Fernandes, întoarce la Gheorghe.
Iată că buzoienii încearcă să-și surprindă adversarii, nu stau doar în defensivă, ba chiar sunt foarte îndrăzneți în acest început de meci. Budescu, Costică Budescu, ce pasă reușește, este un jucător recunoscut cu astfel de execuții. Iejuma, pasă în adâncime spre Musi. Acum din nou Costică Budescu, deposedat de data aceasta, Baba până la Florin Tănase, pasă la Musi, acum Daniel Bârligea. A fost pus în dificultate Bârligea acolo de cei doi fundași a celor de la Buzău. O așezare nu tocmai comodă pentru FCSB în această seară. O echipă echilibrată care se axează și pe defensivă, dar când găsesc o oportunitate sunt și în atacă, prieteni. Iată că să vedem jucătorii cu tehnică, cu mai multă experiență, ce vor aduce nou în această seară. O centrare superbă acolo în gura porții, dar Musi ratează, prieteni, din 6 metri, o lovitură de cap nu tocmai inspirată a tânărului Musi și va repune Lazar din 6 metri acum. Degajează balonul pe partea stângă până la Gheorghe. Iată că FCSB-ul a avut prima ocazie foarte importantă în această seară. Să sperăm că nu va fi și ultima. Acum Tănase, Florin Tănase. A încercat o combinație acolo cu vârful nostru Bârligea, dar nu i-a reușit. Are nevoie de reușite Bârligea dacă dorește să se bată în acest an la titlul de golgheter în Superliga. Eu cred că are capacitatea și puterea de a o face. Tănase schimbă partea la Florinel Coman, mai departe în adâncime la Bârligea, îl întoarce acolo Daniel Bârligea și dă un pic pe lângă bară. Iată că vorbisem de Bârligea și imediat a acționat, are și o primă ocazie importantă aici la Buzău, dar dă un pic pe lângă poartă, prieteni. Înalță acolo și câștigă duelul Tănase, întoarce la Florinel Coman, șut la colțul lung, dar puțin cam slabă a fost această lovitură. Cât de aproape a fost să greșească Lazar la repunerea mingei în teren. Acum Matos, noarul buzoienilor, pierde duelul cu capitanul Daua. Se joacă rapid aici, Tănase întoarce lui Coman, mai departe la Bârligea. Daniel Bârligea, două fente și iată că mai are o ocazie importantă aici, dar din nou apără bine Lazar. Se impune perfect acolo și Tănase vine cu o centrare bună. Să vedem ce va urma aici. Musi dă pe lângă, prieteni. Musi a avut două ocazii extrem de importante, dar nu a reușit totuși să trimită balonul în poartă. Păcat, șansele nu sunt în fiecare zi la FCSB și dacă nu profiți de ele, atunci rămâi pe bancă. Florinel Coman pierde duelul. Iată că buzoienii n-au mai ieșit la atac de ceva timp. Greșeală aici, Costică Budescu întoarce la Albu. Albu progresează cu mingea la picior, Teșcan, și se încheie prima repriză. Este 0-0 în continuare la Buzău. Am avut câteva ocazii foarte importante în această primă repriză, totuși nu am reușit să marcăm, din păcate. Dar vedem ce vor reuși jucătorii noștri în partea secundă. Iată că un 0-0, zic eu, nu tocmai meritat. Cred că
A meritat să vedem și o reușită din partea FCSB-ului în această primă repriză. Nu a fost cazul. Sperăm în cea de-a doua parte să ne bucure jucătorii cu mai multe reușite. Bârligea întoarce la Florin, el face o fientă, îi pasează înapoi lui Dani Bârligea. Bârligea de unul singur își face culoar de șut și a fost faultat. Iată că vom dispune de o lovitură liberă periculoasă. Florinel Coman este un bun executant a acestor lovituri libere. Totuși distanța nu este una mică, 26 de metri, prieteni. Își pregătește șutul, dă în zid, din păcate aici va fi lovitură de colț. Iată că Tănase se duce acolo la margine. Centrare bună. S-a înălțat acolo Babal Hasan. A fost fault aici. Din nou FCSB va dispune de un fault. Distanța este extrem de mare, prieteni. Așa că vedem cum vor trata această fază. Pasă aici și apoi a urmat șutul lui Florinel Coman, dar dă nu foarte bine, o dă peste poartă acolo. Iată-l, dirijorul, cel mai important jucător, Budescu, pasează aici, ocazie importantă, iată, prima ocazie importantă și pentru cei de la Buzău, prieteni. Tănase la Florinel Coman, Coman joacă cu Daniel Bârligea, se întoarce lui Coman, un fake shot, rămâne pe picioare, Coman este foarte puternic, pregătit fizic. Centrare aici, Bârligea face o farfică, dar nu nimerește cadrul porții și se face o schimbare, Călin iese și va intra Tavares. Iată că s-a făcut o primă schimbare a celor de la Buzău. FCSB-ul până ce își ține acești jucători în teren cu care au început, Tănase se descurcă nu tocmai bine în fața lui Costică Budescu și sunt nevoiți să se întoarcă în apărare, dar uitați-vă ce ocazie și marchează cei de la Buzău în minutul 65. Marchează Buzău, brazilianul, celor de la Buzău marchează, prieteni, iată, vedem această ocazie, a dat direct în colțul în care nu s-a așteptat Zima, din păcate, și primim primul gol aici. Vă ziceam, au pierdut echipe importante pe acest teren, cum ar fi cei de la Rapid sau cei de la Dinamo, și Ricardo Matos Buzău marchează aici prima sa reușită din această partidă. Iată că nu au viață ușoară deloc cei de la FCSB, sunt nevoiți să meargă în atac acum în căutarea golului. Pasă aici la Musi, se întoarce la Babal Hasan, mai departe Coman, rămân cei de la FCSB. Și să-l vedem aici pe Bârligea, s-a întors, dar nu tocmai bine. Ase mai departe la Babal Hasan, nu le iese nimic în această parte secundă a celor de la FCSB. În schimb, jucătorii Buzăului a prins curaj și din nou pasă aici Constantin Budescu. Ce ratare are Budescu, păcat pentru el. Iese Teșcan și va intra Ișvan. Iată că intră și Ișvan în cele din urmă. Coman aici joacă cu Bârligea, din nou Florinel. Florinel ia mingea de unul singur și urcă acolo, pasă la Bârligea, intră Bârligea, șut. Rămâne mingea la cei de la FCSB, Tănase se întoarce până la Coman.
Coman, prea mult ține de ea, 2 sau 3. Budescu și din nou ocazie bună, iată ce loc face aici brazilianul din atacul buzoian, face și dubla și ce surpriză, prieteni, vor lua cele 3 puncte cei de la Buzău, deoarece nu mai avem timp practic să întoarcem acest rezultat. Zima mai primește un gol și un gol cu de mare atacant, cu o tehnică superbă, dă această scăriță. Zima nu este vinovat la niciunul din golurile marcate a celor de la Buzău, chiar a fost două goluri superbe a atacantului lor. Coman foarte și foarte prost s-au descurcat jucătorii FCSB-ului. Tiki aici spre Musi, rămâne mingea și să-l vedem pe Tănase, își face culoar, dar Lazar o prinde. 4 minute au fost adăugate în acest meci și să vedem cu ce scor se va termina până la final. Tiki la Bârligea își face mingea pe piciorul drept, dar se încheie partida. Iată o partidă foarte proastă pentru jucătorii FCSB-ului. Pierde la echipa de pe locul 15 și mai produc o surpriză a acestui campionat. Iată-l Costică Budescu, care a făcut un meci superb. În schimb, cei de la Vedetele, Coman și Bârligea, fac un meci foarte prost și pierd 3 puncte prețioase aici la Gloria Buzău. Scor final 2-0, prieteni. Trebuie să trecem însă rapid peste acest rezultat, deoarece la 3 zile avem un mare meci în cupă. Acolo nu avem voie să greșim, nu avem voie să pierdem cu Rapid București, deoarece imediat suntem scoși din cursă. În cele din urmă și noutățile pentru Balonul de Aur, se vor lupta Foden, Lewandowski, Haaland, Kane, o mulțime de jucători importanți se luptă pentru acest premiu grandios. Până la urmă, celor de la Gloria Buzău, Constantin Budescu câștigă și jucătorul meciului cu două asisturi superbe acolo la Ricardo. Și vine partida din cupă, prieteni, o să mergem pe Giulești, un adevărat derby așteptat de toți fanii României, în special a celor două echipe, Rapid și FCSB, două rivale ale Bucureștiului, se vor întâlni pe fortăreața giuleșteană. Sperăm să facem un meci mai bun ca în acel cu Buzăul și să câștigăm în cupă, deoarece avem nevoie să ne vindecăm rănile după acea partidă modestă făcută la Buzău, ba chiar mai mult catastrofală după părerea mea. Șumudică îl trimite pe Ioan în poartă, Borza, Săpunaru, Iacob, Ignat și Pașcanu sunt cei 5 de pe linia de fund, Gramene, Mendes și Christensen la mijloc, iar în atacă la lege pe Burmaz și pe Bupenza pentru această partidă. Sigrist este pe bancă în această seară. Sigrist totuși este un jucător extrem de important pentru rapidiști, dar aceasta este decât o presupusă echipă. Până la ora meciului se poate schimba multe. În schimb, FCSB-ul va începe cu Târnovan în poartă, Radunovic, Dawan, Ghezanaș și Crețu pe linia de fund, Șut, Alexandru și Olaru la mijloc, iar în atacă Tavi Popescu, Dani Bârligea și Băluță. Acești jucători vor merge pe Giulești să le dea
O adevărată bătălie celor de la Rapid București, prieteni. Totul este pregătit pe Giuliești, desigur, mereu la aceste meciuri, dar nu doar la aceste meciuri. Fanii rapidiști sunt foarte activi. Abonamentele au fost cumpărate din primele zile de când au fost puse în vânzare. Sunt foarte și foarte solidari fanii rapidiști cu echipa lor. Sunt niște susținători înflăcărați și să vedem cât de mult o să-i ajute și în această seară prezența fanilor pe Rapid. Iată că cea mai bună componență au trimis-o în joc invers la această partidă, cei mai în formă jucători, și să vedem ce va urma. Tavi o pasă la Dani Bârligea, unde a ridicat piciorul atacantul nostru, nu a dat fault arbitru, dar Olaru trece aici și face culoare de șut. Olaru și Ioani cu foarte multe dificultăți a respins acest balon. Acum Daua aruncă aici la șut, mai departe la Olaru. Schimbă flangul bine la Crețu, întoarce la Ngheza, dar este o greșeală imensă și Burmaz aici, aproape de a marca Rapid. Ba nu, este Iambor, tânărul Iambor. Surpriza din atacul rapidiștilor, surpriza lui Șumudică, l-a trimis pe Iambor în teren lângă Bupenza. Crețu pasă la Mihai Alexandru. Alexandru a încercat spre Băluță, acum Băluță primește. Să-l vedem pe Darius Olaru, pasă bună la Băluță, dar acesta era în afara jocului când mingea a fost pasată de către Darius Olaru. Decât un vârf de gheată a fost în offside. Păcat, se anunța o fază extrem de periculoasă în jumătatea rapidistă. Iacob schimbă partea bine la Tavi Popescu, întoarce la Radunovici, din nou Tavi Popescu, intră acolo Tavi, se descurcă, trece de trei adversari și schimbă aici, întoarce la Valentin Crețu. Crețu greșește, rapidiștii recuperează rapid mingea și pleacă pe un atac pozițional, acum Borza. Fundașul stâng al Rapidului până la Iambor, dar se repliază rapid cei de la FCSB. Gemers pasează în spate la Iambor, acum Borza, din nou Iambor. Foarte activ aici, Grameni! Ce paradă face Târnovanu! Tânărul Grameni a fost foarte și foarte aproape de a marca aici, dar Ștefan Târnovanu face o paradă bună, din nou iese bine și boxează, cu toate că are de multe ori dificultăți la aceste ieșiri. Și Iambor pasează la Bupenza, Târnovanu scoate superb acolo, dar Bupenza din a doua fază putea să marcheze, nu o face însă nici de data aceasta, trece un pic pe lângă transversală, foarte periculoasă această ocazie. Iată că și Rapid București are niște ocazii foarte și foarte bune, jurat de trei oameni, Tavi Popescu, două biciclete, Tavi, ce pas a dat acolo, cred că nu a vrut să joace așa mingea, deoarece este lipsit de logică acea pasă a lui Tavi Popescu. A mai rămas decât câteva minute din această primă repriză, iată că este și un minut de prelungire. Pasă aici la Bupenza, dar era în afara jocului și arbitru dă fluierul de final a primei reprize.
Meci strâns pe Giulești, ambele echipe au avut ocazii de a marca, totuși Rapid București au avut ocazii mai clare, mai periculoase. Să vedem cum se va încheia până la urmă acest meci de cupă, meci important, deoarece se joacă dintr-o singură manșă. Acum Tavi Popescu, centrare aici, Săpunaru greșește și Băluță, ocazie importantă și marchează micul Băluță, prieteni. Iată că deschide scorul FCSB-ul în această parte secundă. Suporterii giuleșteni foarte dezamăgiți. Săpunaru în primă fază a greșit acolo, iar apoi Iacob greșește și el. Doi jucători extrem de importanți din defensiva giuleștenilor, iar Băluță dă un șut acolo puternic sub transversală, nicio șansă pentru portarul la Ioani. Nu este greșeala lui, este greșeala celor doi fundași centrale foarte experimentați. Crețu întoarce la Nghezana. Prin acest gol meciul se deschide și mai mult. Să vedem ce va urma acum. Tavi Popescu pierde duelul aici. Din nou ia fața săpunarului Bârligea. Și o pasă greșită, intră dur și Dar Solaru. Săpunaru este în câștig de cauză cu Bârligea în această seară, trece ușor în bord în Ghezana, se elimină în Ghezana, dar revine sud-africanul. Și Rapidul a început să fie mai activ. Iată-l, Iambor dă în transversală, întoarce Crețu pentru Târnovanu. Cea mai periculoasă ocazie a giuleștenilor a venit de la Iambor. Șut acum spre Bârligea. Grameni pasă aici la Emers, Emers mai departe la Borza, din nou Emers la Iambor, pasă la Grameni și Daua îl găsește pe Tavi Popescu. Putem pleca pe o contră, Tavi Popescu. Minutul 73, prieteni, Pașcanu acum pe flangul drept, pasă în centru, Olaru câștigă superb, pasă la Băluță, acum Băluță îi dăduse lui Bârligea, dar ce bine l-a controlat din nou Săpunaru pe atacantul nostru. Iată că Săpunaru, datorită experienței sale, l-a câștigat cam la toate duelurile pe Bârligea. Radunovici întoarce la Olaru, mai departe la Bârligea, apără a Ioanii extrem de bine la această fază. Popescu întoarce la șut, rămâne Darius Olaru. Olaru deposedat corect acolo și Grameni încearcă cei de la Rapid să construiască pe acest final de meci. Au mai rămas decât 7 minute din timpul regulamentar. Va intra Burmaz în locul tânărului Iambor, care a făcut un meci de excepție. Un meci formidabil, după părerea mea, a dat și acea transversală. Iată acum Bupenza vine din offside și primește această minge de la Grameni. Timpul a rămas foarte puțin, încearcă și rapidiștii să facă ceva în această seară. Trimite Radunovici aici la Tavi Popescu, în centru acum primește Burmaz. Ba nu, este Bupenza, acum Grameni. Poate fi ultima acțiune aceasta lui Burmaz, trimite spre Bupenza și se încheie partida de pe Giulești, 0-1.
la limită, dar o victorie super importantă. Marius Șumudică eliminat de către Anvers din Cupa României. Iată că FCSB-ul progresează mai departe în competiție, în schimb cei de la Rapid, care anunțase la începutul acestui sezon că ca obiectiv important Cupa României, iată că sunt eliminați și le rămâne decât să se focuseze pe Superliga. Fanii totuși, am văzut, își susține echipa, sunt alături de jucători până la moarte. Băluță se salutase cu Gramenii acolo. Bătălie este în teren, iar în afara lui sunt prieteni, ceea ce este de admirat. Iată, foarte dezamăgiți jucătorii din Giulești, dar asta este viața. Până la urmă, cineva trebuie să fie învingător, iar cineva trebuie să piardă. Surprize mari, iată că UTA Arad foarte greu trece de Slobozia după penalti, Universitatea Craiova bate CFR-ul, Farul trece de Iași, noi câștigasem acolo, Gloria Buzău bate Petrolul, prieteni, vă ziceam că Gloria Buzău acasă la Buzău sunt invincibili, iată mai bate o echipă bună a campionatului, Dinamo pierde de la Hermannstadt, Ucluj câștigă Botoșanul, iar Sepsi elimină Oțelul Galați. Mergem mai departe și în Cupa României, ceea ce ne bucură extrem de mult. Să vedem calendarul, să vedem ce meciuri avem de jucat în următorul episod, prieteni. Iată că este Botoșaniul, iar apoi Midtjylland, dar o să simulăm desigur meciul cu Botoșani, o să jucăm cu Midtjylland acasă, iar apoi mergem într-o deplasare extraordinar de dificilă cu cei de la Universitatea Craiova. Ce episod ne așteaptă, prieteni? Ce meciuri tari, meci extrem de dificil în Europa League, iar apoi și în deplasarea de la Universitatea Cluj. Nu ratați acel episod, dați like-ul dacă vă place ceea ce fac, susțineți canalul printr-un subscribe, abonează-te acum și dă și clopoțelul pentru a viziona acele meciuri superbe care urmează a fi. Ștefan Târnovanu între timp este desemnat jucătorul meciului după acele parade formidabile din Cupa României în fața atacanților rapidiști. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această seară, prieteni. Vă doresc tot binele din lume și până data viitoare. Pa, pa, prieteni!